Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent lună soare în pești și haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru pești? Regina de monede. Știți că prima etalare este a voastră, cea de-a doua persoane la care vă gândiți sau poate cineva nou. Ce vrea să-mi spună? Lumea, doi de săbii, nouă de monede, wow, doi de monede. Treceți printr-o perioadă, parcă ar fi un tipar din ceva la care se repetă, dar totul va fi bine, foarte multă acțiune, abundență. Abundență, aveți împărăteasa. Nu știu de ce, dar am senzația că se va schimba ceva extraordinar în viața voastră. Aveți lumea, aveți nouă de monede, aveți regina de monede, energia tauriană, energia fecioarei, energia lui Saturn. Iar aici aveți bani. Bani aici. Bani aici, bani aici. Și trei de monede. Deci dacă este un câștig financiar, vă spune din start să nu spuneți la nimeni. Dacă este o primă, să nu spuneți la nimeni. Vă folosiți de banii respectivi pentru un nou început în viața voastră. Uitați, ăsta este un mare noroc. Deci nu se poate. Merge, nu se opresc. E o nebunie, e o nebunie, pur și simplu este o nebunie aici. Aveți roata, nebunul, e un fel de a risca ceva și veți câștiga o sumă consistentă. De ce consistentă? Pentru că aveți și 9 de monede jos și aveți 6 de monede. Deci totul e ceva nou în viața voastră. Destinul vă joacă o farsă. Ce este bine este că are un sfârșit bun. Deci totul este nou. Aveți nebunul. E un fel de nebunie ce vi se întâmplă aici. Dar este perfect bun. Haideți să vedem atunci ce vrea să ne spună. Voi. Da. Soarele, deci nu se putea altfel. Trei de cupe, fericire, plecați din... Doamne, peștilor, sunteți foarte norocoși. Plecați dintr-o greutate, din ceva care a fost. Deci aveți soarele, trei de cupe. Eu mă bucur mai mult pentru voi. Dacă am un prieten pește, chiar mă rog la el, poate... Are cel mai mare noroc din viața lui, nu-i nevoie să-mi spună, ci pur și simplu vreau să mă bucur, pentru că meritați această bucurie, meritați această fericire. Pentru unii dintre voi se schimbă total viața. Treiul acesta de cupe poate fi o fericire în trei. Dacă soarele respectiv este un suflet pereche dintr-o altă viață, asta înseamnă că apare a treia gămălie cu ochișori. Dacă, deci aici sunt trei scenarii și destinul în același moment vă spune că fericirea vă găsiți în brațele unei persoane cu care vă știți, ați fost împreună sau simțiți, e cineva care vă aduce lumină în viață. Deci cine vă face să zâmbiți, vă dă energie pozitivă, încearcă întotdeauna să vă protejeze, acea persoană este de fapt persoana voastră. Deci este extraordinar de frumos, iar aici iau un nou ciclu, viața voastră. Și asta este un mare noroc noul acesta de monede. Fie luați o moștenire, fie o primă consistentă, fie ceva se întâmplă, fie e ceva foarte mare, nu este pur și simplu o primă, pentru că nouă de monede este o sumă consistentă care puteți să cumpărați o casă, nici chiar o mașină, deci mai mult de atât. 8 de monede.
la ce lucrați, ce doriți voi să schimbați. Și pentru unii dintre voi, cred că soarele vă aduce și învățătură, educație. Cineva cu energia săgetătorului, un nou început, doi de monede din nou, se repetă doi de monede, atât pentru voi cât și pentru persoana cealaltă, este un nou început și doi de bâte. Asta e venită dintr-o viață anterioară, șase de cupe. Deci atât de mult ați atras pozitiv, că doriți să schimbați ceva în viața voastră, că doriți un suflet pereche, aveți asul de bute, asul de cupe, soarele, trei de cupe și roata. Oameni buni, ăsta este destin. E nebunie ce vă spun, dar asta este. Eu asta văd. Dați la o parte ceva care va dezamăgi complet o persoană care pur și simplu s-a folosit de voi, treiul acesta de spade, iar acum universul pur și simplu vă aduce în viața voastră ceva nou. Pentru că Saturn este judecătorul și vă spune din start, voi meritați mai mult. Foarte interesantă etalarea voastră. Cine este persoana respectivă? Deci roata a venit în continuu. Jupiter este prezent în viața voastră peste tot. E un fel de orice vă puneți în minte acum, mergând cu gândul lui Dumnezeu în continuu și fiind cu el în gând, vă va ajuta în tot ceea ce voi doriți să întreprindeți. Haideți să vedem cine este persoana respectivă, ce are pentru voi, ce încearcă să vă spună și ce informații încearcă să vă aducă. Doamne, suflet pereche. Suflet pereche. Asta e. Deci încearcă să vorbească. Este o nebunie, dar persoana respectivă este un suflet pereche. Foarte interesantă. În momentul acesta poate nu vorbește sau nu aveți prea multă comunicare. Noul acesta de bute este ceva care se interpune între voi. Luna este o emoție puternică. Nu pot comunica din cauza emoției, de ceea ce simt. Dar veți fi împreună, poate, cu prietenii, la un pahar sau ceva de genul petrecere. Ceva care va fi. Pentru unii dintre voi, în schimb, acest patru de spade poate fi și într-un loc sfânt, aproape de apă, pentru că aveți luna. Este foarte intens. Pentru că aveți îndrăgostiții în apă, doi de cupe în apă, multă fluiditate. Persoana respectivă, 5 de monede și 8 de bute. Asta înseamnă că vor cheltui pentru a merge într-o călătorie și veți avea mesajul că vor fi acolo. Că vă veți întâlni pur și simplu. Deci nu este ceva la care se vor gândi, vor fi trecători. Dar, de fapt, este un nou început cu voi. Se înfiripă ceva și este regele de monede. Este cea mai frumoasă energie pe care și-o poate dori cineva. Voi, nouă de bute, nu găsiți dificultăți pentru a spune, știi, nu pot să vin sau nu o luați ca pe altceva. Pentru că, de fapt, doiul acesta de cupe, voi, energia voastră, va fi pasiune. Patru de spade și 10 de monede. Este dorința voastră, de fapt. Deci voi încercați să opriți o dorință pe care voi deja o doriți. Este nebunesc. Sau, poate nu este etic. Seriously? God. Deci, efectiv, eu nu am cuvinte. Dacă voi aveți ceva de adăugat, ar fi bine să vă gândiți foarte bine că voi ați atras această energie, pentru că aveți 9 de cupe. Deci, mama răutăților nu sunt eu, sunteți voi, mintea voastră, gândurile voastre, dar
E o răutate bună, asta este, că vă iubiți pe voi și decideți într-adevăr să petreceți și puțin timp frumos și acest lucru va aduce față în față cu destinul vostru lumea. Iar pentru unii dintre voi poate fi chiar o călătorie în străinătate pentru că am de face cu lumea și este un nou început. Regina de monede. 10 de monede. Vi se schimbă total viața. În dragoste, material. Dar, încă o dată, 4 de spade. Curățați ceva și în momentul în care voi deja știți să exprimați în cuvinte clare ce vă doriți, deja e acolo. Atunci nu vă întrebați de ce, ci pur și simplu mulțumiți pentru ceva. Ce avem în dragoste pentru voi? Ce avem în dragoste pentru voi? Deja am văzut aici pasiune. Aveți încredere. Eliberați-vă de orice tabu pentru că veți trăi ceva extraordinar de frumos și poate fi într-adevăr într-o vacanță de vis pe o apă. Cine merge într-o croazieră? Vă iubesc, peștilor, vă iubesc cu adevărat. E ceva extraordinar de frumos aici, multă emoție și pasiune. Numai bine, la revedere, ne auzim!